Suntem la Next Hashtag, într-o ediție în care alături de mine e cineva ușor de recunoscut, nu de alta, dar altă virtute n-are decât aceea că a fost unul dintre cei care a însemnat începutul de la Romanian Fashion Week. Acum, deci m-am speriat, am crezut că o să zici America Express. Doamne, dar ce contează America Express pe lângă festival de modă, Romanian Creative Week, faptul că ești împreună cu cauza asta, sufletul ei și explozia finală din totdeauna. Măi, Ovidiu, dar tu ai deschis drumuri, lasă drumurile alea bătute de mulți. Da, na, ce să-i fac, asta e... E bine că ești viu. Acum, dacă vrei să vorbim despre experiența, ultima ta experiență majoră în ochii lumii, bine că te-ai întors. Măi, întotdeauna mă întorc. Cred că asta este o problemă pentru mulți. Inclusiv la Iași. Nu, aici nu cred că eu. Sper că încă nu e o problemă. Spune-mi despre expoziția la care ai avut vernisaj acum câteva minute, pentru că s-a vernisat în sfârșit o treabă care face din intrarea în Palatul Culturii din Iași o transformă într-o instalație de secol 22 aproape. Adică e atât de frumos să vezi cum atelierele unor creatori din România devin personalizate de imaginația voastră și sunt cumva într-un perete de oglinzi, treci de el și descoperi. Ce lucrează sau cum lucrează, nu știu, arhitectă ca Ioana Ciolacu sau cum își face treaba un, nu știu cum să zic, un monument de creativitate, da, cum e Lucian Broscățean. Zic... Lucian cred că a venit cam cu tot ce avea el acasă, da, pe birou. Da, Lucian a fost foarte generos, da, cu noi. Îți explic ce se întâmplă. De când fac eu această meserie, am fost mai degrabă fascinat de oamenii care fac meseria decât de produsul lor finit. Așa s-a întâmplat să fie. Și când am pornit această expoziție, am pornit de la ideea că mi-aș dori foarte mult, într-o perioadă în care se vorbește doar despre haine, despre asta vorbim, să vorbim despre cei care se află în spatele hainelor. Și asta a fost primul demers. M-am întâlnit cu Elena Viziteu, Ionescu, arhitecta, care a venit cu această idee fantastică a oglinzilor, ca să construim ceva din oglindă și în spatele ei să fie o a doua surpriză. Dar în clipa în care am început să punem toate lucrurile la un loc, am descoperit că de fapt expoziția asta se duce într-o zonă absolut neașteptată, pentru că nu mai este vorba despre spațiul creativ al unui designer, deci locul în care ia naștere creație, ci deja am intrat în creierul lui, e un fel de psihanaliză aplicată. Așa e, dar nu știu dacă neapărat în creier, dar ai intrat în zona aia de emoții particulare, private, ale fiecăruia, pe care în mod normal nu cred că erau pregătiți să le dezvăluie, că nimeni, toată lumea vrea să țină pentru el momentele alea în care nu iese și nu poate și nu vine ideea și nu... Că nu ești în fiecare zi la fel, nu ești în fiecare zi altul, da, și în același timp nu ești în fiecare zi la nivelul la care vrea să fii. Ar trebui să fii altul sau cumva să fii creativ de fiecare dată altfel, dar n-ai cum. Prin definiție, creativitatea e o chestie extrem de intimă, pentru că chiar vine din cel mai ascuns punct în corpul nostru. Și, într-adevăr, când intri într-un asemenea subiect, lucrurile devin puțin mai delicate. Dar întotdeauna am spus că e frumos și în cazul meu, să văd cum mă percep oamenii interiorul meu, oamenii care nu au conexiune cu mine sau legătură cu mine. E un fel de exercițiu de falsă modestie, să zic. Dar e interesant, pentru că asta te și forțează să te reașezi cu tine sau să descoperi lucruri pe care nu le bănuiai despre tine. Și atunci această expoziție nu mai e neapărat o înșiruire de 6 spații creative, ci mai degrabă o înșiruire de 6 spații de terapie. Exact, sunt foarte vulnerabili toți, da, în foarte ceea ce au de arătat. Exact, și am încercat să transmitem această sensibilitate, că și despre asta este vorba, către public prin câteva elemente foarte simple de altfel. Flori, cristale, o masă din sticlă, un suport din ciment, adică ne-am uitat la fiecare în parte și am încercat să scoatem esența. Cum ți se pare momentul ăsta, al treilea an de Romanian Creative Week? Cum vezi lucrurile că s-au schimbat? Cred că e mult mai așezat. Cred că s-a dus... Înainte era așa o vâltoare în jurul evenimentului, ceea ce era și bine și rău. Acum mi se pare că toată lumea și-a înțeles locul, că mecanismul e bine uns și funcționează de la sine, adică ce ne-am dorit tot timpul și ce-și dorește orice organizator tot timpul. Și asta e și un moment când lucrurile funcționează, că trebuie să începem să pregătim și niște artificii, de să punem și niște surprize pe lângă. Lasă cu artificiile, că asta e și nu, adică e cu dus întors, știi? Nu, nu prea vrei să explodeze nimic. În mod firesc nu vreau să-mi explodeze boilerul din baie, dar aș vrea să mă uit pe cer să văd niște artificii.
O să vină și 3 zile de modă. De fapt, ne întoarcem la origini, ca să zic așa, da. Că dacă n-ar fi existat un festival de modă acum ceva ani, nu s-ar fi întâmplat nici zona asta de creativitate excesivă, aș spune, la acum. Nu știu dacă știi că acum festivalul este cel mai mare din Europa. A fost etichetat ca cel mai mare din Europa și probabil că avem toate șansele să-l păstrăm așa, pentru că o să-l mai creștem. Sigur, dar până la urmă una din cele mai frumoase coloane vertebrale astea, ca să vorbesc ca la Mircea Cantor, știm formele alea care repetate ale lui, rămâne moda. Pentru că e o zonă în care s-a început aici, în care lumea venea să se lanseze de la Iași, care a pus, și trebuie păstrată. Din punct de vedere al creativității, într-adevăr, moda a pus Iașul pe hartă. Așa și e. Sper să nu se supere nimeni pentru că spun acest lucru, dar este așa. Așa am aflat și eu despre Iași, nu că n-aș fi știut unde e Iașul, dar așa bine, am ajuns aici. Bine, o vizită din Sibiu, scuzați-l dacă spune ceva care n-are legătură cu inima unui ieșean adevărat. El e din Sibiu, trăitor la București și peste tot. Mă, cumva n-am ce face, în 20 de ani trebuie să-mi asum și această latură de moldovean, că n-am, vrei, nu vrei, așa-i. Trebuie să te... Ești important. Așa, dar, de exemplu, pe mine Iașul m-a făcut să cunosc zona, să cunosc oamenii, să cunosc felul lor minunat de a face lucrurile, că ăsta e adevărul. Ce facem noi acum s-a construit pe bunăvoința unor oameni și pe drive-ul lor nebun, începând de la Irina și până la ceilalți. Lucru pe care l-am susținut întotdeauna. Nu, acest eveniment nu se putea întâmpla decât în Iași. Sincer. Și o spun tocmai pentru că am lucrat peste tot. Aici întotdeauna a existat această bunăvoință, a existat o deschidere, a existat o viziune. O viziune. Până la urmă, acest oraș a evoluat datorită unor viziuni. Și da, mă bucur că fac parte din el și cam asta e. Exagerez dacă spun că în momentul acesta Iașul a stabilit o ștachetă care e destul de complicat de atins? Noi întotdeauna am stabilit ștachete în acest oraș. Nu, dar acum vorbim totuși de 11 domenii diferite, da? A apărut un festival de dans, mergem mai departe cu festivalul de film. Există aceste expoziții care sunt greu de repliat în altă parte, care sunt greu de imitat. Se deschide mâine alea New Media, care e din nou unică, pentru că școala asta de aici, de la Iași, se bucură de un Andrei Cozla, care e cunoscut peste tot. Nu mai spun de artă și de... Asta aproape că par la îndemână, știi, că avem... Avem de toate, da? De modă implicit, e clar că ne bazăm pe ea. În momentul ăsta suntem atât de departe de ce își propun alții și e complicat să facă, încât asta, nu știu dacă nu-mi place cuvântul ăsta cu responsabilizatul, dar îți pune o presiune destul de mare. Nu îți pune nicio presiune. Nu? Nu, mie nu pune nicio presiune, din contră. Pe mine acest eveniment mă bucură de fiecare dată pentru că mă forțează să nu repet ceea ce am făcut înainte și, de fapt, cam așa funcționează creativitatea, e o chestie pe care o rostogolești. Și îmi place tocmai că acest eveniment despre creativitate funcționează foarte creativ, se formează foarte creativ. Avem și norocul că am închegat un nucleu de oameni, că, de fapt, asta este baza. Da, e o echipă. E o echipă care, indiferent de vârsta din buletin, e tânără în gândire. Și trebuie să povestim că echipa asta nu face lucrurile... într-un mod organizat, care înseamnă care înseamnă ceva, ne propunem niște obiective și începem să le implementăm timp de un an. Nu, toți facem asta în timpul liber. Da. Adică este hobby-ul nostru devenit misiune. Da, e frumos spus și până acum nici n-am realizat, dar într-adevăr, pentru mine acest eveniment este hobby-ul principal, da, să zic așa, pentru că te forțează să gândești. Și ăsta este cel mai frumos și mai periculos și mai complicat lucru în același timp. Și trebuie să gândești într-un mod în care să nu te simți inferior colegului care gândește și e creativ pe lângă tine. Trebuie să fii la înălțime. Ba da, mă, dar tot timpul trebuie să te gândești că ce propui sau lucrurile la care, în fine, visezi să le faci posibile, să nu ridice o sprânceană la unul care e mai creativ decât tine, că suntem mulți din multe zone. Îți înțeleg, dar în același timp să nu uităm... Nu simți asta? Nu simt, pentru că eu întotdeauna am considerat creativitatea ca fiind un schimb liber de idei. Uh-huh. Și m-am bazat toată viața, asta am și învățat-o, așa am învățat eu să lucrez, pe schimbul de idei. Și nu crezi că e o lume plină de premianți? Nu mă chiar interesează. Chiar dacă nu vor podiumul, dar vor lumina reflectoarelor, care uneori e mai periculoasă. Nu ne interesează acest aspect. Fiecare își conduce drumul în viață după cum dorește și după cum vrea. Acest eveniment îi pune pe toți în valoare, în mod egal. Dar asta vreau să zic. Partea bună e că, fiind înconjurați de atâtea minți creative,
acest schimb de idei devine cu adevărat important. Pentru că, să vorbim serios, expoziția de sus a beneficiat de această idee genială a Elenei Viziteu. M-am gândit niciodată să fac un labirint, am avut tot alte idei. Și adevărata creativitate... Care e arhitectul principal al IRCV. Arhitectul principal împreună cu Anda Zota. Da. Și acest eveniment beneficiază tocmai de această ușurință prin care noi schimbăm ideile între noi. De asta zic că e un eveniment foarte organic, nu e așezat așa cum zicem noi, că trebuie, cum credem noi că ar trebui să fie așezat. Și tocmai de asta e atât de modern. Pentru că, prin definiție, când faci un eveniment despre creativitate, trebuie să fii modern în gândire. Iar el e modern tocmai pentru că mai mulți oameni se adună și nu au acest ego exacerbat. Sau dacă există, măcar pe perioada acestui eveniment îl țin ascuns. Cum e cu sloganul ăsta, cu, sau în fine, cuvântul cheie sub care ne întâlnim? De ce minune? De ce wonder? Pentru că e o minune. Creativitatea e o minune. Până când AI-ul nu o să ne ia și această plăcere, creativitatea este o minune a creierului uman. Sincer, faptul, eu am descoperit asta tânăr fiind, foarte tânăr fiind, când am văzut un film despre Georges Méliès, un domn care și-a construit un cinematograf în spatele casei și tot ce visa el, reproducea într-un film. Și atunci am înțeles, de fapt, asta este o minune, este magie, este ceva nemai văzut, să poți să iei un gând, înțelegi, și să-l transformi în ceva 3D. Nu sună magie? E pur și simplu, pentru mine ăla a fost de momentul în care am înțeles unde vreau să mă duc și de asta când a venit ideea de wonder, am simțit din nou chestia asta de... E magie. Sunt chestii abstracte care devin palpabile. Mi-am propus anul ăsta ca la dialogurile pe care le facem aici să vă punem în lumină pe voi, care sunteți curatorii principali de la RCV. Adică lumea, în fine, acum cred că te știe mai mult decât te știa până anul trecut, că ai fost parte dintr-o echipă care a traversat America într-un show de televiziune extrem de vizibil. Acolo ai fost un Ovidiu Buda pe care oamenii nu știau, pe care noi îl cunoșteam de mult. Dar tu, dincolo de asta, ești un om care ești în lumea modei și a creativității, cred că de când te-ai făcut mare. De 30 de ani. De 30 de ani. Ce mai faci tu? Eu ce mai fac? Da, când nu faci hobby-uri ca RCV sau ca America Express, cu ce te mai ocupi? Eu sunt... Că tot faci. Eu tot fac, eu niciodată nu știu ce fac, dar tot fac. Nu știu, la mine lucrurile se leagă unele de altele atât de firesc încât nici nu stau să mă gândesc puțin la parcurs sau la direcție. Adică ceea ce fac eu ca bază acum este ceea ce mă hrănește pe mine, spiritual și financiar. Da, cum ar fi? Pentru ce tai tu facturi, așa? Așa, pentru ceea e stilismul, pentru că eu prin definiție am fost stilist. Inițial am vrut să fiu scenograf, dar meseria de stilist este cam același lucru, aplicată puțin diferit. Bun, dar faci asta pentru publicații de peste tot din lume, nu doar pentru persoane da, fizice care au nevoie de sfaturi. Înainte de pandemie, într-adevăr, era un business impresionant și am realizat tocmai pentru că în timpul pandemia trebuie să mă opresc și m-am uitat în spate și m-am speriat puțin. Dar continuă să funcționeze foarte bine, pentru mine este chestia care mă face să mă trezesc, mă face să mă bucur și atunci o țin mai departe. Niciodată nu știi unde te duce viața asta, în mod sigur. Dar ce e jobul ăsta de stilist? Adică ce faci? Lucrezi pentru artiști, pentru care au nevoie de stilist, o imagine, creezi o anumită... Hai să începem de la ideea. Ce înseamnă? Stilist vine de la stil, da? Deci stilistul este cel care creează stil. Ok, creezi stil, poți să creezi stil unei vedete, poți să creezi stil unui designer, poți să creezi stil unei colecții, poți să creezi stil într-o pagină de revistă. Ideea e că tu lucrezi efectiv cum lucrează un pictor de costume. Iei o idee și omulezi pe un personaj fictiv sau real. Asta fac eu, adică dacă ai venit tu mâine la mine, în fine, cu vedetele eu nu mai prea vreau să am de lucru. Nu-i cazul meu, că eu sunt un lucrător în industrie. Nu ești, că... Continuați. Așa. Aș putea pur și simplu să îți reglezi niște lucruri, să te ajut să înțelegi niște lucruri, natura meseriei, să-ți fac viața mai ușoară, sau dacă aș fi un stilist prost, să-ți fac viața mai greu. Dar cum ajungi să fii cerut de, nu știu, abarnam, că la un moment dat lucrai undeva în Asia pentru o revistă, altădată ești undeva prin Europa. Cum te caută, cum te găsesc în această epocă în care toată lumea caută și prea puțin găsesc, adică oferta e imensă? Sunt mai multe aspecte aici. Știu că ăsta e un mare mister și, în general, foarte mulți vin la mine și mă întreabă cum de-ai făcut-o. Păi eu zic că am făcut-o pentru că am făcut-o foarte onest și am făcut-o într-un mod foarte organizat. Adică am, în primul rând, o carte de vizită foarte vizibilă. Am un site extrem de bine pus la punct în care lucrurile sunt foarte așezate. Pentru asta am făcut un master, adică chiar am făcut un master ca să învăț cum se promovează chestia asta. Adică am încercat să investesc în mine. După care este așa numita cotă. Cota se crește în timp. Dar cota e în România sau e afară?
Asta e peste tot, pentru că am descoperit cu relativ întârziere că dacă te place fotograful, meseria ta e foarte ușoară. Iar eu, în general, mă înconjor de oameni care au același stil și, sau care rezonează la același sursă de inspirație ca și mine. Și cumva chestia asta te face să fii mai legat de persoana respectivă, să lucrezi mai ușor și întotdeauna am încercat să lucrez doar cu acest gen de oameni. Și odată ce lucrez cu el și jobul iese bine, omul respectiv în mod sigur te ia la următorul job. De asta zic că e o chestie, nu e un mister. După care viața îți mai aduce un agent bun, cum am avut, adică cineva care crede la fel că poate să producă bani de pe urma ta, că asta face un agent. Exact. Și care investește la rândul lui în tine, dar totul vine pe o seriozitate pe care o am rădăcinată în mine. Eu sunt extrem de serios în ceea ce fac și întotdeauna încerc să livrez ceea ce promit. Și o spun deși lumea crede că moda, scuză-mă, înseamnă frivolitate, viață trăită la maxim. Există prejudecata asta. Nu, există și asta. Există și acest aspect exuberant al modei. Dar la finalul zilei trebuie să producem. Și când produci, produci niște parametri dați. Pentru că tu, pe data de 1 iunie, trebuie să livrezi 32 de imagini la următoarea rezoluție. La asta se reduce. Iar tu, dacă reușești să livrezi aceleași lucruri, înseamnă că ți-ai făcut meseria bine. În rest, nu contează, scuzele nu există aici. Este o meserie foarte bine pusă la punct, este o industrie bine pusă la punct, cu niște cerințe foarte clare. Dar spune-mi unde stă moda românească în momentul ăsta, pentru că aud de nume destul de multe, foarte puțin cunoscute în România, care au făcut deja carieră pe afară. De, numai acum la RGV este Ancuța Sarca, care are două perechi de pantofi și are contracte deja cu imense vedete din toată lumea. Vin de la Harrods și la Harvey Nichols. Deci e unde... și face totul din materiale reciclabile, deci da. E deja un brand excepțional. Mi-a spus Lucian Broscățean și am fost absolut uruită că ea a fost studentă la master. Da. Nici n-am știut că... Eu i-am văzut colecția și... E atât de tânără. Țin minte și acum momentul, eu am fost și eu când au fost colecțiile la Cluj și se citea un text așa de pe o foaie și zicea o colecție burghezie, nu știu cum, și zic, chiar vedem o nenorocire. Da, da. Că... L-a scris texte despre modă, nu suntem chiar atât de buni. Și când a apărut, era un umor și o... Era ceva foarte nou, iar moda, prin definiție, întotdeauna caută noutatea. Noutatea o ajută să evolueze. Ei, Ancuța Sarca a reușit tocmai pentru că a venit cu ceva nou, nemai văzut. Acesta e extrem de rar într-o lume care le-a văzut și le-a făcut pe toate. Despre asta e vorba. Adică și-a găsit locul și și-a creat imaginea în mod corect, pe un produs complet inovator. Și suntem la momentul la care toți cei excepțional își găsesc un job oriunde în lume și rămâne piața românească sau în fine. Zona asta de creatori români din ce în ce mai văduvită, ca să nu zic săracă? Draga mea, brandurile sunt ca oamenii, câteodată trebuie să mai și moară. Ah, ok. Deci nu e nimic ciudat ca un brand să apară, să dispară, să apară din nou, absolut deloc. Nouă ni se pare puțin ciudat, dar moda, prin definiție, că tot ce e de frivolitate, are acest aspect puțin dubios, prin care, într-adevăr, câteodată unele branduri trebuie să moară. Și mor. Ca să facă loc la altele. Să facă loc la altele, vin altele. Se numește regenerare. Exact ca asta mi se pare legătura absolut firească dintre noi și modă, că evoluăm și dispărăm la fel. Spune-mi ce o să fie în cele trei zile de modă. Avem ca de obicei, cred, două categorii, emergenții și cei consacrați. Da, nu? Avem ca de obicei cele două categorii. De data aceasta am decis împreună cu Irina și cu Lucian și cu Ioana să facem un lucru pe care mi-l doream de mult timp, dar acum reușim să-l implementăm, e faptul că vom lua din prima platformă, cea de designer emergenți, unul în care credem și vom investi în el pentru a-l ajuta să prezinte în următoarea ediție la secțiunea de Romanian Design. Și cred că, de fapt, cam ăsta e viitorul. În fine, nu-mi doresc să devenim un fel de SRL, dar cred că dacă cineva merită, noi avem această putere și financiară și ca imagine să-l ajutăm să o transformăm într-o carieră. Cred că asta se întâmplă la marile case de mod, adică cred că face parte din rezidențele lor obișnuite, da? Sunt burse acordate... În general, la facultățile bune, pentru că o facultate bună de modă înseamnă o facultate care cumva, într-un fel sau altul, deci la final... mai degrabă școlile decât brandurile. O școală bună de modă se recunoaște prin faptul că la final ești angajat și din timpul facultății, marile branduri vin și verifică care sunt studenții pe gustul și pe sufletul lor. Câte prezentări vor fi? În Romanian Designer avem 19 prezentări, la IF mi-e greu să-ți dau suma exactă, pentru că n-am urmărit-o. IF este platforma curatoriată de Lucian
Roscățean și de Ioana Ciolacu. Sunt cei care, studenți, foști studenți, oameni la început de drum. Studenți, oameni la început de drum, oameni în care noi credem, că până la urmă curatoriatul ăsta înseamnă să facem o selecție din lucrurile în care noi credem și să vedem, pentru că e destul de complicat, că acum vorbim cu tine când realizez că de fapt viitorul modei stă în noi și nu doar în design. Nu știu dacă înțelegi. Înțeleg foarte bine, pentru că ochiul vostru e cel care decide cui se dă o șansă și cui nu. Da, și printre altele. Asta nu înseamnă că reducem sistemul model doar la acest exercițiu. Adică fiecare are dreptul să-și găsească. Voi sunteți oamenii din această lume care, de fapt, aveți ca principală virtute faptul că nu v-a scăpat nimic, că sunteți de multă vreme în această lume care e o industrie, că știți ce s-a mai creat, că știți ce s-a cerut, că știți care sunt etapele prin care s-a trecut. Și că n-am îmbătrânit. Și că, da, că și sunteți un fel de istorie a modei nu, avem o viziune internaționale de ansamblu. Prin perspectiva românească. Ne ajută faptul că avem o viziune de ansamblu, că am trecut prin multe și că această experiență putem să o aplicăm. Și ce ți-am zis eu, că n-am îmbătrânit e faptul că încă suntem relevanți pentru piață. Adică ați supraviețuit cum ar fi în conștiința generală. Nu, suntem relevanți pentru piață. Adică în continuare producem din ceea ce facem noi. Adică ne-a uitat moda, ne-am trecut în debaraua istoriei modei. Și chestia asta cumva contează, pentru că ne e mult mai ușor să facem alegerile corecte. Spune-mi un nume pe care ai miza. Ai remarcat pe cineva dintre studenți, știi? La ce să fim atenți? Da, la accente aș zice, pentru că este primul designer de când facem Creative Week-ul care migrează de la IF Platform, de la Emergence, la categoria de designer român și asta a fost o decizie luată de mine și de ceilalți doi curatori, tocmai pentru a-l impulsiona, pentru a-l face să devină într-adevăr un brand cu adevărat. Pentru că este un băiat extraordinar de talentat, care are și un stil foarte clar, ce ziceam și la Arcuța Sarcă, are un element de noutate în ceea ce face. Am văzut oricum că aceste fashion week-uri sunt poate că mai puțin relevante pentru brandurile mari. Mă uitam la Dior, de exemplu, care a început să-și caute spații culturale diferite. Ai văzut, au fost în India, acum au mers în Mexic. Deci deja lumea cred că începe să muleze pe culturile consumatorilor. Da, e acolo, de fapt, e o situație puțin mai complicată, că sunt două curente care se bat cap în cap. Sunt cei care susțin că schimbul de idei nu este corect între culturi sau că moda nu poate să nu poate fi influențată de alte culturi și sunt cei care consideră că, în mod firesc, moda și culturile trebuie să se amestece. Eu sunt la jumătatea drumului, adică țin partea celor doi, pentru că așa e în politică, dar observ că, într-adevăr, se încearcă o reglare a pieței, ceea ce înseamnă că Dior, care a fost pus la zid că a speculat artizanatul unei zone, ceea ce a făcut-o, recunoaștem, s-a dus în Mexic, a luat toată zona de artizanat mexican și le-a dat o vizibilitate pe care altfel ceilalți nu avea. Eu acest lucru l-aplaud. Mi se pare impresionant când un brand se așează cu el și face lucrurile așa cum trebuie. Că ăsta e firesc lucrurilor. Înainte, când se inspirau mult prea excesiv dintr-o cultură fără să-i dea credit, nu era și nu e niciodată ok. Unde suntem la consum, la sustenabilitate? Suntem într-o epocă în care vorbim foarte mult despre reciclare, despre empowerment, de a da putere pieselor vechi și a le transforma în elemente din ce purtăm azi? E un curent, nu este atât de radical și de rapid pe cât credeam eu că o să fie. Este foarte, și foarte mult greenwashing, ceea ce înseamnă că foarte multe branduri și-au pus doar o perdea verde la fereastră zicând că sunt eco-friendly, este adevărul. Dar în același timp observ din zona mea că există o mare atracție către reselling, care resellingul înseamnă de fapt o modă circulară, care prelunge și altfel viața. Observ că este o preocupare pentru, de exemplu, Ioana Ciolacu a fost băgată în această mișcare anti-blană, să nu se folosească blana și chiar a reușit să miște lucrurile. Se întâmplă, nu la viteza pe care ne-o dorim noi și sper că acest lucru să nu ne afecteze extrem de drastic pe viitor, dar se întâmplă. Nu, viitorul oricum nu se arate altfel. Oricât de prieteni am fi de atâta vreme și oricât ne-am ști de bine, eu totuși trebuie să întreb ce vrea omul să audă când se uită la un podcast sau să vadă. Cum s-a schimbat viața ta după America Express? Nu ești Ovidiu Buta pentru că există America Express, America Express te-a vrut pentru că erai Ovidiu Buta, dar sunt convinsă că ceva s-a schimbat. După ce ai devenit bun comun într-o emisiune foarte populară.
S-a schimbat ceva, uite, n-am zis-o nimănui, absolut nimănui. Dar cum ai fi putut să o spui dacă nu te-am întrebat eu încă? Da, 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 ai dreptate. Nu, dar e o întrebare pe care mi-am pus-o mie, în primul rând. Cred că am făcut pace cu mine. Asta mi se pare cel mai important lucru. Adică am fost forțat să fiu eu cu gândurile mele atâta timp, încât la un moment dat m-am așezat cu mine. Și ăsta e un lucru extrem de important, pentru că eu sunt și o fire mai conflictuală în interiorul meu, nu în exteriorul meu, adică asta e, așa m-am născut. Și cumva am făcut asta, engleza o expresie superbă asta, I kill my demons, cumva. Mi-am omorât demonii înfruntându-i. Da. Și mi-am înfruntat, am învățat care mi-e limita, am învățat că am un drac în mine, că tot vorbim de diavoli. Așa, am învățat că sunt un bun coleg de echipă. Fost foarte calm, nu te-am văzut răbufnind deloc. A fost momente în spatele camerei, care sunt firești, asta e, dar eu, prin definiție, sunt foarte calm pentru că încerc întotdeauna să înțeleg logica momentului. Adică am acest talent. Uite, acum am dat seama, vorbim cu tine, că te-ai comportat mereu ca un domn. Chestiune pe care, de la un punct încolo, când își spune cuvântul obosea la frustrările, foamea, habar n-am, presupun că nu era nimic ușor din ceea ce făceați, poți să o pierzi pe drum, adică nu poți să controlezi chestia asta cu educația pe care o ai clar de acasă, decât până la punctul la care, cred că, disperarea devine mai puternică decât orice. Și apare canibalism. Exact. Da, așa sunt eu. Iese animalul din om, da. Nu, eu sunt un om, prin definiție, foarte corect, cu niște principii foarte corecte de viață, care sunt un bun coleg și muncitor și astea sunt lucruri pe care mi le-a adus în viață chiar moda. Ăsta a fost norocul meu. Dacă e să mă gândesc serios, faptul că moda m-a învățat să fiu organizat, să fiu amabil cu toată lumea, indiferent că oamenii văd doar tonul meu critic, dar eu sunt foarte ok cu toată lumea. Am întotdeauna o vorbă bună pentru toți, încerc să-i ajut pe cei pe care mințez. Chestia asta, uite, s-a transformat într-un atun, într-o competiție care era despre altceva. Ovidiu Buta, uite, îmi dau seama acum că ți se potrivește foarte tare un termen pe care nu știu dacă te-ai gândit vreodată că o să-l ai lângă tine ca etichetă, dar din punctul meu de vedere, care te cunosc și te urmăresc de mult, e mai mult decât la locul lui. Ești, cred că, unul dintre puținii și constanții ambasadori pe care toată industria asta a modei i-a avut mereu. Contemporan cu noi, mă refer. Da, și asta e foarte tare, e foarte fain și da, îți mulțumim. Nu m-am gândit niciodată, da. Da. Nu, ești, asta e. Ovidiu Buta a fost invitat la Next Hashtag, ăsta e finalul. Ne vedem data viitoare.